Mă bucur așa de mult că bunul Dumnezeu mi-a mai dat sănătate, putere, în trup și pot încă să mai văd. Îl măresc pe Domnul pentru toate astea. Și vă binecuvânt pe toți în numele lui Iisus Hristos. Să vorbesc un pic pe urma unei prorocii. Zicea, bărbatule, așa zice Domnul, eu îți cunosc durerea inimii tale, că tu nu mai vezi ce ai văzut la început în biserică. Și asta mă doare. Ce-am văzut eu când am venit la Sfânta Pocăință? Frații să salutau cu atâta căldură, oriunde se întâlne, pacea Domnului Iisus. Și așa frumos răspundea și celălalt, Domnul să te binecuvinteze. Asta acum nu mai este. Frații se salută cu hai și cu bai. Nu-i de mirare că cheamă baiul peste ei, că atâtea baiuri câte mai avem? Alții cu servu, alții cu ceau, alții cu bună ziua. De unde e salutul hristic? Nu-l mai aud, rar. La început, când ieșem să plecăm din casă, ne punem pe genunchi, ne rugam. Și când veneam acasă, ne punem pe genunchi și mulțumeam. Azi nu mai văd. Natalia, m-ai văzut așa? Mai. Adunarea la început era la 9. Dar dacă veneai la 9, nu mai aveai loc. Când eram și în Sibiu, de la 6 dimineața se umplea biserica. La Valea Groșului, la 6 ne-am sculat să mergem la adunare și nu, fiindcă eu am fost cunoscut, am avut loc, dar alții nu mai avut loc. La 6 dimineața. Acum, la 6 frații dorm, la 9 visează și apoi pe la 10 mai apar câte unii. Atunci programele se găta la 12:30 de vreme, dar la 1, la 1:30 se găta. Acum trebuie să legați înainte de 12, măi, program. Și nu mai văd ce am văzut atunci. Atunci în orice casă intrai, pe păreți avea cuvântul Domnului, versete, frumos, ca la luterani. Luteranii au și la stradă, unde-s două jamuri, între jamuri, un verset biblic. Și lângă ușa grajdului și pe porți și la ușa de intrare scrie în germană, binecuvântat să fie oricine intră și iasă pe ușa asta. Și în casă săsoicile harnice au cusut frumos pe itămină tot felul de
versete biblice în litere gotice, frumos, în culori. În fiecare cameră, măcar două, trei versete. Și la noi, la pocăiți, iară era versete biblice. Azi nu mai văd. Azi poți să vezi niște fircărituri a niște oameni fără minte, care schimbă civilizația în necivilizație. Așa că n-ai ce alege. Ceva așa, ca și cum ai zvârli pe tablou niște culori. Și mute, nimic nu scrie. Nu mai văd ce am văzut. Și asta mă doare. Când ne adunam la oaltă, frață, să înghesuie, să ocupe locurile din față, ca să nu deranjeze după aia care convic să aibă loc. Astăzi mă gândești că sunt toți pedepsiți pe băncile din spate. Atunci cine stătea pe ultima bancă știe că-i bai. Dar acum nu, mă. Probabil că sunt mulți pedepsiți, nu de biserică, în duhul lor. N-au liniște, n-au pace, n-au zel de rugăciune, n-au zel pentru biserică, poate să așează pe ultimele locuri. O fi ceva, doar o trece și programul ăsta cumva. Nu mai văd ce am văzut. La rugăciune vorbeau în alte limbi, mă. Azi nu mai aud așa ceva. Proroceau. Nu mai aud așa ceva. Stăruiau. Cei botezați de Domnul erau așa de înflăcărați, mă. Le sclipeau ochii. Și când vorbea deseori, țâșnea din gura lor pe lângă cuvinte și stropi datorită focului Duhului Sfânt care îi mâna și proroceau și aveau vedenii. Astăzi nu mai văd așa ceva. Mă doare. Dar hai să le lăsăm acum. Le-am trecut în revistă să vă aduceți aminte că ați fost pocăiți. Și să nu uitați când vine Iisus, va lua la El pe care sunt pocăiți. Credeți asta? Nu ne va lua așa, mă, asta e adunarea, cum zice? Maranata, no, gata, hai ăștia la cer. Așa ne va lua. Va fi o selecție încât se va încadra la cuvântul biblic. Voi cinsti pe cine mă cinstește și voi nesocoti pe cine mă nesocotește. Și așa se va întâmpla atunci. Gata cu asta, venim la Evanghelia asta sfântă a lui Ioan. Evanghelia lui Ioan am numit-o eu pentru mine, Evanghelia înșeptită, pentru că cuvintele de bază ale Evangheliei sunt tot de 7 ori amintite. De exemplu, în Exod, în 3:14, îi spune lui Moise, vei spune copiilor lui Israel, când Moise a cerut să-i știe cum îl cheamă, ce să spune, vei spune
și îi spune o frază închisă în ea însăși. Vei spune copiilor lui Israel că eu sunt cel ce sunt. Dar el nu rămâne mulțumit, spune-mi, vei spune că eu sunt. Și asta însemnează Iahve, Jehova. Eu sunt. În Evanghelia lui Ioan, acest cuvânt, eu sunt, direct, de 7 ori, îi pomenit, arătând că Iisus e Jehova. Eu sunt. Și încă de 7 ori, cu câte ceva, ca de exemplu, v-am spus că eu sunt, cu câte un adaus, în total, de 14 ori. Dar atâtea alte lucruri cu privire la Iisus sunt de câte 7 ori. Evanghelia lui Ioan mai are de vreo 19 ori sintagma, adevărat, adevărat. Care știți ce însemna? Prima dată i-o spune marelui învățat, care era decanul facultății la evrei. Pe toată țara el era cel mai mare, Nicodim. Și Domnul Iisus Hristos îi cunoaște rangul și îi spune, tu ești nu unul din învățători, ci singurul, tu ești învățătorul lui Israel. Adică toată învățătura din Israel era sub comanda lui. Și la acesta îi spune de 2 ori această sintagmă. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cum? Să întreabă oamenii și fratele preiubit. Cum? Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu va intra în ea. Dacă nu se naște din nou, nu poate să o vadă. Ce împărăția ca să o vadă? Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare nici băutură, zice apostolul, ci ce este? Întâi și întâi, neprihănire. Păi dacă nu te naști din nou, n-ai neprihănire. A doua, ce mai este? Că asta e împărăția. Întâi și întâi îi neprihănire. A doua îi pace. Și a treia, bucurie în Duhul Sfânt. Omul neprihănit are pace. El lovește peste un obraz, îl dă și pe el alalt și tot vesel să uită la tine, că e neprihănit. Omul care nu a câștigat în el neprihănirea dumnezeiască, se supără pe o vorbă și nu te mai uită. Și când îi vine bine, te taxează cât se poate de adânc. Cum zicea cineva, hai numai să încadă la mână, că apoi nu se spală cu câtă apă mere pe Mureș. Că salmistul zice, unii să bizuiesc pe gura lor. Au gura așa otrăvită. Sintagma asta se repetă, cum am spus, de vreo 19 ori. Ce înseamnă asta? Un
profesor, când intra în clasă, la elevi, la evrei, nu știu cum, dar atunci, dacă zice odată amin sau adevăr, toți elevii știe că îi o lecție pe care trebuie să o audă. Dar dacă zicea de două ori adevărat, adevărat, atunci numai așa, atunci aș aduna toate forțele și tot ce spunea copia, fiindcă din lecția aceea trebuie să dea un extemporal, trebuie să fie întrebat la examen la ultimul an. Și în Evanghelia lui Ioan acest adevărat, adevărat ne va costa și pe noi. La examen va trebui să răspundem din tot ce s-a scris în Evanghelia lui Ioan. Evanghelia lui Ioan e cea mai înaltă scriere spirituală după Apocalips. Dar e ce mai tare în a mântui pe oameni. Am avut secretar de partid, director de o fabrică, rudă cu mine. Și ne întâlneam adeseori. Dar când eu îi spuneam bună dimineața sau bună ziua, el trăgea un fum gros de țigară și... dar nu răspundea înapoi. Atât era de urât pocăiță. Dumnezeu a îngăduit peste el un cancer tabacos, l-a dus la Cluj și l-a tăiat în spate ca să vadă plămânul ce-i cu el mai bine. Când l-a văzut că-i tot mosoare, i-a spus la nevastă, du-l acasă și pregătește-te că 9 zile dacă mai trăiește. Eu am auzit vestea asta. Nevasta lui cu nevasta mea era verișoare, bune. Hai tu, mergem să-l vizităm pe Lăiuț. N-ai după ce, Vasile, n-ai, doar tu știi, măi, eu am focul ăsta să mă duc să-l vizitez. Cu greu am lămurit pe nevastă. Ce, mă, la bolnav trebuie să-i duci ceva, dar pe la ăsta ce să-i duci? Ăsta are grădini, că la ei nu fac colectiv. Ăsta are grădini cu fructe, plină pipnița, ăsta are vaci cu lapte. Noi nu avem nici grădini, nici vacă. Ăsta are oi, are porci, are carne, are tot ce vrei, are bani. Ce să-i ducem la ăsta? Miuță scumpă, eu am ce-i duce. Am luat o Biblie și Pic Popovi scrisese cartea Totuși Biblia este adevărată. Și am luat-o și pe aia. Când am intrat în casă, obiceiul meu, eu și astăzi, dacă mă întâlnesc cu orice om, o fi el, eu îi zic, pacea Domnului. Păi dacă știi, răspunde, răspunde, de nu să-mi miră. Și apoi eu am ocazia să-i explic ce-ți vorbesc. Așa. Dar când am intrat în casă și m-au auzit, cât a fost de bolnav, mă, s-a sucit în pat și s-a înturnat către părete să nu mă vadă. M-am simțit tare desonorat, așa, da? Nevasta mea a roșit toată la obraj, nu-i vine să se așeze pe scaun, verișoară să nu zice nimic, bine ați venit sau nimic, mă. Tatăl ei era epitropul bisericii din Laz, mare ortodox. În fine, n-am ieșit din casă până nu l-am făcut să se întoarcă și am oferit Biblia. Nu-mi trebuie,
De ce, mă? Apoi asta e pocăită. Măi, Lăiuț, tu ești un cu școală. Nu vorbi ce nu se cade. Nu cartea e pocăită, mă. Omul trebuie să pocăiască, nu cărțile. Pe alaltă mai ușor o luat-o, că era colorată și vezi, când arăți la om un chip, altfel. Dar Biblia cu greu l-am făcut să o ia. Când o luat-o, i-am deschis la Ioan, i-am pusăm și i-am arătat. Vezi aici o steluță, vezi aici jos. No, eu te rog pe tine, nu citi Biblia. Că Biblia potignește pe milioane de oameni. Când citesc acolo războaie și Domnul zis să-l omoare pe ăla și... potignești pe oameni de nu le mai trebuie pocăință. Nu citi Biblia, citește Sfânta Evanghelie de la Ioan, dar citește-o cu amânările toate. Ce crezi, măi? Într-o săptămână și două sau trei zile o gătat Evanghelia lui Ioan de citit. El ateul ăla declarat. Și o trimis după mine să mă duc să-l văd. Așa m-am dus pe jos, cum umblam atunci. Gândeai că zbor. Când am sosit la el, Hozane, știi de ce te-am chemat? Nu, să mă botez. Băi, Răius, dar tu n-ai fost niciodată la adunare, tu n-ai văzut om botez. Mă, nu mă mai lămuri. Ne-ai spus să citesc Evanghelia lui Ion cu amânări cu tot, am terminat-o. Eu-s lămurit pe mine să mă botez și de nu mă botez vei răspunde de mine. Să mă botez. Slăvit să fie Domnul. Atâta putere în Evanghelia lui Ioan, pe care unii nici nu o citesc măcar. Vedeți? Și Dumnezeu a ajutat cu epitropul bisericii, am cărat apă cu ciubărul într-un butoi mare de calafon de la fabrica de hârtie, alea ține 400 de litri de apă. Și am cărat de la izvor din grădina lor și am umplut și nevastă s-a pe sobă, două oale mari, tot înferbânta apa. Și când a fost bună, l-am luat cu cearceaful, că părea că se deșiră tot. Lăiuț, dragă, apleacă-te cum poți să intri tot în apă, că așa trebuie. S-a plecat el așa, dar umărul ăsta n-a intrat. Nevastă sa, marea ortodoxă și contrară, care nu a citit Biblia niciodată, când a văzut că nu a intrat atâta, așa a strigat, mă, vai, că aici nu l-a acoperit apa, și-a făcut valuri de l-a acoperit și umărul ăsta. Știți că am lăcrimat? Eu am botezat destui, ce știu eu câți? Odată am botezat vreo 90. Dar ce știu eu cât am botezat eu? În schimb, dacă n-o băgat o mână, că o fă mai sălbatic, dacă s-o zbătu cumva, mă rog, am zis că e destul, dar vedeți că nu e destul. Trebuie să fie mort, trebuie să-l acopere apa. Și mi-a dat o lecție mare. Hai să lăsăm și asta la o parte. Uite ce mă mai leg acum din textul citit de preaiubitul frate. Așa, versetul 42. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele
legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus a zis, dezlegați-l. Să mai citim un cuvânt acum din 19, tot din Ioan 19, acei ultimile versete. A luat deci trupul lui Iisus, versetul 40, l-a înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să-l îngroape. Deci ați văzut și pe Iisus și pe Lazar, așa avea iudeii obicei să-l îngroape. Cum? Cât metraj de fâșii de pânză au fost, nu ne scrie Biblia. Dar știi ce ne mai scrie Biblia? Că Nicodim, care a venit la Iisus noaptea, a adus pentru îngropare cât? Aproape 100 de litri de aloie cu smirnă. Atâtea fâșii. Cum? O fâșie i-a înfășurat degetul mic și i-a pus acii. Și pe ăsta alalt și-a pus acii și așa, și așa. Și după ce a înfășurat tot, a înfășurat mâna toată și a pus-o pe spate. Și-a luat ăsta alalt și-a pus acolo. Și-a înfășurat deget cu deget de la picior și apoi piciorul. Și pe el alalt. Apoi a adunat picioarele la oaltă și le-a înfășurat bine, bine. Și apoi a înfășurat tot trupul și a legat apoi mâinile și a dat peste tot alte pânzeturi din astea. Așa fel că atâta fâșie de pânză că a beut 100 de litri de aloie. Vedeți? Așa avea obicei iudeii să-l îngroape. Și aici spune și de ștergar. Ștergarul de pe față spune și la Lazar și la Iisus. Și aceasta a fost dovada cea mai mare pentru necredincioșii de apostoli. Că apostolii Domnului au fost necredincioși. Nici unul n-a putut crede că Iisus a înviat. Și unchiul său, lui Iisus, Cleopa, nici el n-a putut crede. Și Iisus, când i-a ajuns pe drum, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când e vorba să credeți. Dar nu credeau că a înviat Iisus. Și ce i-a făcut pe ei să creadă? Fâșiile. A venit Ioan ca un tânăr, urcat repede acolo. Am fost și eu chiar și în mormântul ăla. De unde știm că a fost mormântul ăla? Pentru că evanghelistul notează că era dealul căpățânii și era săpat acolo, în stâncă, un mormânt. Atunci, marele capitan englez care stăpâne Palestina, el avea reședință într-un bloc pe care l-am văzut. Și de la el, pe fereastră, uitându-se, a văzut de ce-i zice dealul căpățânii, că să văd găuri de ochi, să văd găuri de nas, să văd gaură de gură. În stânca respectivă pare că cineva a sculptat în adins un cap de om. Și de aici ai zice dealul căpățânii. Dar imediat, în stânca aceea a fost mormântul
Și el a plecat de acolo și s-a uitat și a tot ciocănit și a văzut într-un loc că e zidit ceva. Și când a ciocănit, a auzit că e gol, a desfăcut de acolo și a găsit exact cum e scris. A găsit mormântul mare, am fost și eu în el, poate și alții, nu numai eu. Și aici un pedestral pe care pune mortul și acolo o măsuță, așa cum e măsuța asta de aici. Și Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos în dimineața învierii, nu ne spune la ce oară, dar când s-a dus Maria, nu l-a găsit. Și Maria a venit și a spus la ucenici, și cei doi viteji care nedespărțiți în fapte, tot mereu Petru și Ioan, Petru și Ioan, Petru și Ioan, au luat-o la drum să vadă ce zice femeia asta. Că ucenicii nu credeau, dar nici Petru n-a crezut, dar nici Ioan n-a crezut. Nu credeau. Nu se poate. Ei se sprijineau că 3 zile și 3 nopți, dar așa cum credea ei. În schimb, Biblia în Ioan ne spune, era a treia zi. Prin urmare, a fost a treia zi, dar nu s-a dus 3 zile și 3 nopți. 3 zile și 3 nopți au fost din saracinei, de când și-a dezbrăcat haina, arătându-se că se dezbracă, rămâne ca om să suporte suferința ca om, nu ca Dumnezeu. De aici încolo, zice, 3 zile și 3 nopți a stat în inima pământului, nu în mormânt, în inima pământului. Altă variantă e că Ioan spune despre ziua aceea de sabat că era o zi mare. Și unii, nu știu exact asta, dar așa vorbesc, că sabatul ăla, fiind o zi mare, nu era de 24 de ceasuri, ci era de 48 de ceasuri. O zi mare. Toate zilele sunt mari, dar aia era o zi mare, spune evanghelistul. În fine, când ajunge Ioan, cum se întâmplă, îl prinde fior de frică, cum să intre în mormânt? Stă la ușa mormântului, sosește bătrânul Petru și de buzna să bagă în mormânt. Când se bagă în mormânt aici jos, fâșiile alea, miresmele, aloele alea la aer s-au cam înțepenit și au rămas ca o pupă a unui verme de mătasă, care atunci când iasă vermele, face numai o gaură pe unde iasă el și restul așa rămân. Așa a fost cu Iisus. Minune! El a fost înfășurat așa, până aici. Ștergarul împăturat, bine băgat, bine peste tot. El a fost luat, făcut sul și pus pe măsuța aia și pupa a pus acolo jos. Și-au mers cei doi acum și s-au uitat, măi. Dar noi l-am văzut. Femeile au fost acei când l-au înfășurat, când l-au pus. Pe unde a ieșit? Pe unde a ieșit? Că nu-i numai locul feță și în lăuntru nu-i os, nu-i nimic. Pe unde a ieșit așa un trup mare de bărbat? Dar trupul ăla mare de bărbat a fost trup pământesc și a fost înghițit de un trup duhovnicesc, cum și noi vom fi înghițiți. O zis Pavel, nu doresc decât ca ce este pământesc să fie înghițit de viață. Trupul ăsta supus morții, care îl moștenește pe Adam,
să fie înghițit de trupul de slavă care moștenește pe Hristos slăvitul. Astfel vom fi ca El, dacă nu vom fi despărțiți de trup. Dacă ne cinstim trupul ăsta și îl târâim prin gunoaiele lumii, prin păcate, prin plăceri trupești, prin beutură, prin minciună, prin afaceri neleșuite, noi îl pierdem. La arătarea lui Hristos ăla nu înviază. Ăla nu poate fi răpit. Noi îl pierdem. Ar putea Duhul să fie prezent, dar nu o să poată fi răpit. Cei care or sămâna cu Hristos vor învia, lor vedea și împreună morți cu vii s-or ridica în slavă, unde un nor care l-a dus pe Iisus din pe muntele arătării înaintea ucenicilor, va veni din nou și va fi așa de mare că va aduna pe toți ai lui Iisus. Și apoi întreba unul pe Spurgeon: dar unde veți merge după aia? Veți rătăci așa? Auzi, toată viața am umblat cu Iisus și nu m-am rătăcit, apoi când o fi lângă El nu mă mai tem că mă rătăcesc. Dar El de altfel prelua asta și Luther și alții, și v-am spus-o și eu în seara asta. Amin.